ce vedeam acum, nu știu, 10-15 ani în filme cu roboți, uite că s-a întâmplat să-i vedem live. Adică să-ți răspundă la întrebări, să se miște destul de real, cu mimică, foarte tare. Eu m-am bucurat pentru ei, pentru că amândoi erau fascinați și s-au bucurat și, nu știu, eu mă încarc cu fericirea prietenilor mei. Ia uite-i. În sferă este, după cum știu, cea mai mare sală de cinema din lume, cu cel mai mare ecran LED din lume. E ceva așa incredibil. Dar unde ați fost, mâncă, v-ați dat? Am vorbit cu roboții. A, da? Cum ți se pare sfera? Foarte, foarte mare, spectaculoasă și... Da, e... nici n-am cuvinte așa să explic în cuvinte, știi? Cât de fabuloasă și cât de ce au putut realiza. First, it was simple, drifting with the tides. But it grew and multiplied until the few became many. Acele ecrane imense și acele imagini foarte, foarte clare și cum ne arătau trecutul, prezentul, viitorul în imagini și ce fel de imagini. Da, impresionantă locația. Este atât de real tot ce se vede, încât ai impresia că aceste animale, să spunem, care aleargă, mai au puțin și se ating pe tine, sar pe tine. Este ceva wow. Evolving, adapting, inventing. Povestea pe care noi am văzut-o este despre trecut, despre cum am evoluat noi ca oameni, cum a evoluat planeta și cum noi o distrugem. Cam despre asta a fost vorba la acest eveniment, sferă. Until there was no place we could not conquer. Oh. No distance we could not span. No heights. Este un spectacol foarte frumos. Oricine merge în Vegas este obligat să meargă la sferă. Într-adevăr, este o poveste despre cum noi oamenii distrugem tot ce avem frumos pe planetă. And rather than burn our only home down around us, we left of our own accord. We turned off the lights. Cum ai simțit povestea din filmulețul văzut la sferă? Foarte real, să zic așa, foarte real. Trebuie să fim mai atenți, să avem grijă de planetă. In time, she spread her roots, unfurled once more. Fiecare în parte să fim atenți cu ce facem noi. Trebuie să avem grijă de planetă, cu toții. Fiecare în felul lui. Dar să avem grijă. De fiecare dată când trec prin Caesar Palace, este și cazinoul meu preferat. La fântână acolo îmi pun dorința mea și arunc un bănuț. La fiecare fântână care îmi trece prin față, îmi pun o dorință și arunc bănuț. Dorința să nu mă întrebați. Este a mea și doar a mea și doar a mea și doar a mea. Hai să ne așteptăm mașina. Cum vi s-a părut? Unic. De jur. Își merită toți banii. Deci e ceva... Exact asta spus. Știi ce-mi pare rău?
Că cei care or să vadă episodul nu or să poată să simtă exact ce am simțit noi prin imaginile și prin ce și vibrații, și sunet și tot. Deci e ceva unic, fără exact, cuvinte. Nu ai cu ce să compare, adică au fost deci, niște imagini. Am zis că Vegas e unic. E, dar bila asta o mutăm în orice parte a lumii, vrem noi, nu e asta. Nu are, nici măcar dacă o muți, n-are farmec. Nu știu, am avut noroc că acum două luni a fost deschis. Da. Chiar am fost impresionată. Da. Te-am văzut că erai cu gura căscată. Da, chiar a fost impresionant. Da. Hai acasă, copii. Haideți. Dar se putea și mai bine, să știți. Ce, cârcotașule, da. Perfecționistule. Hai, ia. Ai văzut? Adică, gata, se iau la ceapă. Hai să ieșim, hai să ieșim. Per total, cum ți s-a părut experiența, seria asta? Unică și fabuloasă, exact. Ca și compania cum, care sunt în seara asta. Gata! Uite cum închid episodul ăsta!